Acest buchet de trandafiri, așa, să vă aduceți aminte de această surpriză. Un coș cu fructe, ca să aveți nevoie de vitamini, să vă menținiți tot așa voinic cum sunteți. Șampania pentru masa de sărbătoare, ca să o serviți în cinstea acestei sărbători, anului nou și ziua soției dumneavoastră. Torta pentru masa de sărbătoare, ca să vă înducească viața dumneavoastră. Bogate! Dar spuneți-mi dumneavoastră, ați înțeles din partea cui poate să vină aceste surprize frumoase? Nu am dat în seama. Așa, și nu numai. Uitați-vă că aveți și un mesaj de felicitare. De cineva m-ar întreba vreodată ce înseamnă mamă pe acest pământ, i-aș spune că a mea e minunată și o iubesc și o voi iubi oricând. I-aș explica că mama e stropul dulce, e mierea făurită de pe tort, e cânticul frumos ce îți aduce iubire caldă, ce și eu o port. O port în inimă și în clipe grele, îmi folosește dădându-mi ajutor. Mămică este carja vieții mele și o voi păstra cu cel mai mare uspor. Mămică dragă, astăzi pentru tine nu am avere ca să-ți dăruiesc doar ce mai bun. Primește de la mine un cald, măreț și dulce, te iubesc. Și sigur că un an nou fericit să aveți. Sănătate principală. Sigur că aceste surprize vin din partea soțului Serghei, fiului Victor, fiica Victoria, cumnaților și nepoțeilor. Să fiți sănătoși cu toții. Dacă aveți dumneavoastră, transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Și la mulți ani și la mulți.